zidirea soarelui se știe. Cel a muncit o veșnicie. Noi muncim din tocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pase mai astră, Domnul cel de neamurirea noastră, uscam de dor, fiert cu plânsul, nu știam că dor era de dânsul, nu știam că dor era de o furare, cu spre vechea și frumoasa țară, Emine. Suntem în cuvânt și poate, pare de la tinare, sub un cer cu stele sudice. Ne avem sau nu dreptate, ne avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Eminescu, acum am și eu pe mai parte o-tun brățișa mai iatrat carne. Că fratele și vești părinte, acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, ne-au retut la rea noastră. Și în sfârșit am reușit să ajung și eu pe această scenă și să cânt pentru voi și pentru memoria lui Grigore Vieru, pe care atât de mult l-am iubit. Acest poet care
chiar mi-a dedicat o poezie, un cântec cu taică-miu când aveam vreo 5 ani. Se numea Cristi Cristina. Bine, a fost într-adevăr o mare, mare colaborare dintre părinții mei și Grigore Vieru și bine că ne-au lăsat toată această moștenire pe care noi trebuie să o cântăm și să o valorificăm. Așa că, dacă cineva dintre voi cântă piesele lui Ion Alda Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru, vă rog să o faceți și în continuare și să ne mai întâlnim serile prin casele noastre cu chitara, cu un pahar de vin și să mai cântăm piesele acestea sacre. Vă mulțumesc! Bine!